Am revenit a doua parte a emisiunii noastre, reamintim în studioul Campus TV la emisiunea Cocktail. Îi avem pe Vasile Minică, lider cartel Alfa Buzău, și pe profesorul Valerian Țuclea. În prima parte a emisiunii am avut o discuție amplă despre viața politică de la nivel național. De altă dar asta ne influențează într-o mică sau mare măsură, în funcție de fiecare caz în parte, viața de zi cu zi. Haideți să vorbim, intrăm în actualitatea buzoiană și să vorbim, ca de obicei, de situația COVID. Din păcate, veștile nu sunt deloc bune. Astăzi avem iar multe decese. Haideți să vedem, iată, la nivelul județului Buzău, avem confirmați 25 de buzoieni cu COVID. Decese, am ajuns la 359, aici nu se spune plusul, iar plusul de astăzi este 26. 6 morți avem astăzi raportați de către autoritățile din sănătate. Este interesant de aflat că au fost 286 de teste în ultimele 24 de ore și doar 25 de persoane confirmate pozitiv. Asta e o veste bună. Da, municipiul Buzău a ieșit din spectrul roșu. Doar matematic, domnul Țuclea, pentru că în momentul de față se menține scenariul roșu. Două săptămâni. Se menține de când a fost dat. Da. 14 zile e perioada de control. Dar, nu obligatoriu. Nu, dar matematic astăzi suntem ieșiți. De 3 zile suntem ieșiți. Suntem ieșiți din sub 3 cazuri la 1000 de locuitori, exact. Într-adevăr. Mai sunt 5 localități care sunt un cod roșu. Azi mai sunt 3. Da, 3, dar repet, astea sunt într-o dinamică interesantă și de aceea nu pot să trag o concluzie. Un om sau doi la municipiul Buzău poate schimba. La municipiul Buzău mai mulți, totuși că avem o populație. Este, dar uite, haideți să vă spun. Încă mai suntem mulți. La Chiliile, pe acolo, un om poate să încline balanța Înclină la Pardoș și 600 de locuitori, da. Toți, vă dați seama că... ce înseamnă, dar ziceți, domnul Țuclea. Totuși e bine că suntem în oarece scădere. De exemplu, cazuri confirmate la 14 zile la Buzău astăzi sunt 370 față de 394 în 17-a patra, deci acum 3 zile. Au mai ieșit câțiva. Au mai murit, au mai ieșit. S-au vindecat. Nebunia este la Pătrălagile? Nu la Pătrălagile, nebunia este, deci avem la Florica, Chili și Gherăsen. Dar vedeți că și la Pătrălagile. Pătrălagile astăzi este sub 3. Da, uitați-vă că sunt acum matematic. Confirmați. 20. Păi vedeți? 20 la populația orașului Pătrălagile. Da, mă rog, asta e cu matematica. Știți cum e, ca statistica, v-am mai spus eu definiția statisticii. La media aritmetică. Eu am două găini, dumneavoastră niciuna. Matematic sau statistic avem câte una. Da, eu am doi invitați, cocoși. Da. Așa, deci aceasta este situația, da, cu carantinații. Nu, problema complicată este încă la UPU. Da, păi despre asta vorbim și nu numai la UPU, ci și la ATI, pentru că la ATI nu mai există, nici acum nu există niciun loc pas disponibil la Spitalul Județean de Urgență. La Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat sunt 4 locuri disponibile ca urmare a înregistrării a tot atâtea cazuri de deces. La Spitalul Gârlaș nu mai sunt locuri pentru a fi primiți pacienții cu COVID. Sunt 68 de locuri ocupate, capacitate maximă. Și ați văzut cazurile noi la Buzău? Da. Între 7 și 88 de ani, deci... Da. A coborât ștacheta și la vârsta mică. De foarte multe ori sunt vârste din asta, domnul Țuclea. Vârsta mică, nu numai pe buletin, ceea ce înseamnă că reprezintă o problemă mare și pentru cei care sunt cu vârstă fragedă. Și atunci nici nu știi de unde să-l mai apuci. Decât, repet, și ne întoarcem iarăși la discuții de acum o lună, de acum două, de acum 9. Testări, păi câte testări avem, domnul Mihai? 268, parcă, nu? Și ce înseamnă 258 de teste la un județ de 400 și de mii de locuitori? Pentru că, domnul Țuclea, dați-mi voie să vă spun, în continuare, se testează doar pe anchetă epidemiologică, pe procedură. Domne. Și pe solicitare. Pe solicitare în ce sens? Că se duc oamenii cu simptome, exact, la UPU. Exact.
Nu numai, la opus sau să ducă în privat să-și plătească că pleacă nu știu unde și are nevoie de testul COVID. Da. Adică la nimereală. Și din întâmplare. Păi, din și întâmplare mai aflăm și alte și cazuri. Majoritatea ăstora care se duc la privat sunt sănătoși pentru că are nevoie de hârtie să plece. Da. Și nu are încotro, că nu se poate susține în avion dacă nu are hârtia. Da. Sau nu-l primește țara vecină, Ungaria, dacă nu are hârtia. Și vedem că la CRR, din 23.000, la nivel național, 23.388 în 24 de ore, 23.000 de teste la nivelul României, la CRR sunt 12.358, mai mult de jumate, din care ăștia sunt sănătoși majoritatea, mai, câte unul așa mai apare cu pozitiv, dar restul sunt negativi. De unde sunt îmbolnăviți ăștia? De la ușa de la UPU, de la 112, când sunt deja într-o formă gravă și nu prea mai are foarte greu să intervii. Da. Mă rog. Ne întoarcem tot la testat, pentru că nu, tot timpul s-a vorbit și s-a țipat de un an și patru luni de zile, se țipă că trebuie mărit numărul de teste. Trebuie testat populația în masă, văzut la un anumit moment unde ne aflăm, izolați, că nu așa poți să oprești virusul, să izolezi pe cei care sunt infectați, să faci ancheta epidemiologică și să limitezi extinderea lui. Păi dacă noi nu testăm 23.000 în 24 de ore, dintre care 12.000, aproape 13.000 sunt plătitori. Ce să vorbim? Vorbim de amenzi. Știți câte amenzi s-au dat în ultime 24 de ore în România, nu? Înțeles, domnule. 5.088 de amenzi. Fenomenal, extraordinar. 1 miliard de lei. Noi. Să fie primit. Ce să zic? La buget. La buget. La buget. Da. Au de așteptat, că i-am dat tot pe amărâția. Domnul care... dumneavoastră vă imaginați de pildă cum eu așa am impresia. Că în fiecare seară, cei care gestionează criza asta pandemică la nivelul țării, au așa un zâmbet înainte de culcare. Iar i-am păcălit. Am trăit și ziua în care n-am suplimentat locurile la ATI. Am trăit și ziua în care iar n-am testat cum trebuie să testăm. A mers și astăzi. Ne-a mers și astăzi. Băi, suntem buni. Da, eu de mult spun un lucru și departe de mine gândul că aș fi eu un mare înțelept. Eu nu înțeleg relaxarea celor care au funcții înalte. Acum discutăm de sănătate. Pentru că în aceste poziții ar trebui să fii un om care să nu ai noapte, să nu ai zi, să cauți cele mai bune soluții astfel încât să ajuți populația, că de-aia ești acolo. Dar noi am stat un an și ceva de zile cu acest virus. Câte paturi s-au făcut, s-au achiziționat din astea cu la ATI? La un moment dat erau niște firme din România care au zis că le-au omologat sau sunt în proces de omologare și asta. Ați auzit dumneavoastră că a făcut statul român vreo comandă la o asemenea firmă să ia niște paturi din astea, măcar să le țină rezervă? Nu. Domnul Minică. Haideți, domnule, că noi am cumpărat la fabrica aia de armament, dacă vă aștept aminte, am cumpărat utilaje să facem măști în prima fază atunci, când nu erau măști, aveam nevoie, poporul avea nevoie de mască. Nu aveai de unde să cumperi și era foarte scumpă, oricum nu o găseai. Țările care le fabricau și-au pus, întâi și-au rezolvat problema internă și problema au dat la export. Și nu erau măști, am zis, hai să facem măști. Am reușit să facem măști, n-au funcționat aparatura din nicio culoare, deci n-au fost în stare să, doamne, să dai drumul la o linie de măști în România. Nu mai vorbesc de materiale de protecție. Să construiești paturi, pentru că nu e o inginerie sau o invenție. Că această instalație, practic, din punct de vedere al parametrilor tehnice, a fost ridicată pentru a justifica prețul, că ea de fapt funcționa și a funcționat, dar la un nivel mai redus și o cantitate mai mică de produse. Costurile erau mai mari și automat au început să scadă pe plan internațional prețul la măști și importatorii și firmele de cumetrie au fost cele care la un moment dat din nou au pus stăpânire pe banii din sistem. Deci ne întoarcem tot la bani, domnul Minică. Da, sigur că da. Tot la bani, pentru că, da, băieții deștepți, dacă ar fi luat măști de la firma de stat românească, n-ar mai fi fost parandărâtul, domnul Minică. Sigur, nu s-ar mai fi întâmplat, da, nimic, că nu puteai să decontezi nimic de acolo, să iei un leuț. Sigur, așa, nu-ți convine, da, să iei de acolo și trebuie să iei de la firma căpușe, de la firma care îți aduce
Cum a găsit piedone la primărie, ați văzut în depozitele alea vagoane de măști la nu știu câți, la 5 lei masca. Relaxarea de care spunea domnul Minică este simplă, pentru că ei înșiși și-o creează. Ei creează baza prin care ei pot spune că deocamdată noi stăm bine. De ce stăm bine? Pentru că testăm, te mirce, da? Suntem bine. În realitate știm, dar cu tot, inclusiv ei știu că ei când pronunță cifrele astea... E un flărâsul. Piticul responsabil cu minciuna îi gâdilă în neuron. Da, dar în același timp sunt și lucruri care îi dau de gol. Și acum îi dau de gol numărul de cazuri de la ATI. Deci orice ai spune tu că ți-a scăzut numărul de incidență de COVID de cutare, atâta timp cât ai atâtea cazuri la ATI și nu mai ai locuri, este clar că infectarea nu e la nivelul la care se raportează. N-auziți ce spun? Domne, formele sunt mai grave și așa este, formele sunt mai grave și de aceea e aglomerația. Dar problema e că de un an și ceva ei n-au suplimentat cu adevărat cu cât ar fi trebuit locurile la ATI. Avem o intervenție telefonică pe final. Bună seara! Să trăiți, domnul, bună ziua, cu respectul. Domnul, bună ziua. E perfect, dar dacă am auzit și în dacă studio, nu mergea ceva, se făcea luntre și punte și funcționa. Acum s-a luat ca să facă mărți de la fabrica de armament, nu se pot funcționa. E un interes care vrea ca să distrugă țara asta. Deci vrea să facă în așa fel, să nu mai fie țară, să fie colonie. Cum să nu mai putem produce nici mărți? E chiar de râsul geografiei. Să trăiți. Mulțumim pentru intervenție. Nu mai avem timp de comentarii. Haideți să vedem câteva imagini de la momentul la care prefectul a avut un exemplu interesant când s-a vaccinat. Cred că am buzunarele pline de bani și nu mai îmi intră telefonul pe aici. Și o problemă, așa se întâmplă la Buzoieni. Da, mai ales când e zi de salariu. Bun. Prefectul Silviu Ortache, săptămâna trecută, a mers și s-a vaccinat pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, la centrul unde exclusiv se vaccinează cu AstraZeneca. Apreciez acest gest dintr-un punct de vedere pe care cu toții îl știm. AstraZeneca este în continuare un vaccin contestat. Super contestat, retras în anumite țări. La noi încă se vaccinează cu AstraZeneca și iată Silviu Ordache a ales să se vaccineze și să dea un exemplu și practic să încurajeze acei cetățeni care ar fi vrut să se vaccineze cu AstraZeneca, dar au avut rezerve din cauza scandalului creat în jurul acestui ser de la britanici. Pe de altă parte, a fost un incident, să zicem, un mic incident la centru, foarte pe scurt. Menționăm un amănunt important. A fost chemat de către personalul medical să se vaccineze. El a stat alături de ceilalți care așteptau să se vaccineze, de ceilalți cetățeni simpli, și a fost chemat și, practic, cred că a picat într-o plasă, pentru că nu știu dacă a fost întinsă intenționat, dar nu cred. Dar a realizat cam târziu de faptul că trebuia să aștepte, la fel ca și alți oficiali care s-au vaccinat cu presă, să aștepte până îi vine rândul. De aceea, din păcate pentru dânsul, a fost și admonestat de câțiva cetățeni care i-au atras atenția că ar trebui să aștepte la rând. Asta ca amănunt. Următoarele imagini cu care și încheiem și foarte pe scurt aș dori comentarii, dar foarte pe scurt, chintesența acestor imagini. În parcul Crâng în weekend, sâmbătă, timp de câteva ore, acești tineri minunați au dat o palmă. Nu numai ei de-a lungul timpului, dar asta este prima palmă din această primăvară. Palma dată pentru autoritățile astea care de altfel fac tot felul de lucruri, așa, niște lucruri extraordinare, planetare în orașul nostru, fai de mine, aproape 400 de saci cu gunoaie, da, saci strânși de tineri, aproape 180, așa să zicem, 200 de tineri, elevi, Asociația Exploratorilor, Asociația Simbio, elevi de la școala 7 și mulți alții care s-au adunat în parcul Crâng și au adunat gunoaie aruncate de nesimțiți, că altfel nu poți să le zici. Da, ăsta este rezultatul. Palma pentru autoritățile care n-au fost în stare de-a lungul anilor să rezolve odată pentru totdeauna problema din parcul Crâng. Rușine cu R mare.
Domnul Mihai, vă rog, felicitări copiilor, felicitări coordonatorilor, pentru că acești tineri nu s-au dus de capul lor, au fost coordonați de niște dascăli, de niște oameni frumoși. Nu, este o inițiativă pornită strict din rândul lor. De rândul lor, dar au acolo un lider, au un coordonator care au gândit proiectul ăsta, l-au mai făcut, nu e prima dată, da. E primul în această primăvară. Asta ziceam. Din păcate nu învățăm nimic, în fiecare an sunt la fel sute de saci și nu numai în parcul Gândului, dacă mergem și în extremitățile orașului, găsim la fel, pentru că asta este educația românului nostru. În loc să-și ducă acasă sau să ducă unde trebuie gunoi, îl aruncă. Domnul Mică, foarte pe scurt, la fel. O palmă dată pentru cei care aruncă unde nu trebuie și când nu trebuie și cred că ar trebui să mediatizăm mai mult lucrul ăsta tocmai pentru a educa pe nesimțiții, cum spuneați dumneavoastră, care aruncă unde nu trebuie. Da, am mediatizat și o să mediatizăm în continuare, dragii noștri. Unde îmi fac și eu ca să mă uit în ochii? Aici îmi fac sau acolo? Așa închem? Perfect. Bun. Dragii mei, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Cocktail. În câteva momente, Magdalenescu vă așteaptă la o ediție a emisiunii de ale Buzeanului, o discuție despre cultură și despre proiectele pentru buzoieni, alături de noul director al Centrului Cultural, Alexandru Marghiloman. Să aveți o seară excelentă, numai bine, toate cele bune!